Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Acum un an, Silvia Tataru trăia fericită alături de Andrei. Cei doi se pregăteau de nuntă, iar Silvia se vedea deja în rochie de mireasă. Și am venit cu un buchet de flori și cu inelul și scris soția mea sau nu. Să mă pregătesc. Ce nu? Da. Toate planurile Silviei s-au prăbușit când oamenii legii le-au bătut la ușă. Femeia povestește că în acea clipă Andrei nici nu a reușit să deslușească ce se întâmplă, când era deja cu cătușele pe mâini. Nu știu de așa ceva. Și într-o zi zic că mă cheamă la miliție. Motivul din care bărbatul a ajuns după gratii a stupefiat-o pe Silvia. Andrei a fost acuzat că și-ar fi abuzat sexual nepoata, o copilă de doar 3 ani. Silvia nu vrea să accepte nici în cel mai întunecat colț al minții că iubitul ei a putut face asta. Și acum își dorește doar una, să demonstreze că Andrei este nevinovat. Cred că a trăit un an de zile, cu domnul Doamne, pe doi le-am putut să pierdeți din noi în zile. Dar eu, i-am spus, eu bagul meu am făcut, tu nu ești un bagul nimic. I-am spus asta, eu nu cred că sunt vinovat. Silvia este convinsă că sora lui Andrei, adică mama fetiței care ar fi fost abuzată sexual, a depus mărturii false la poliție. Cu ce dovezi vine Silvia? Ce povestește martorul presupusei crime în casa căruia s-ar fi întâmplat totul? Cum răspunde acuzațiilor Andrei? Dar și ce motive ascunse ar avea o soră să-și acuze atât de grav fratele? Vedeți în această seară. Silvia Tataru spune că nu l-a mai văzut pe iubitul ei, Andrei, de când oamenii legii l-au arestat. Totuși, ea zice că nu se va lăsa și va lupta până îl întoarce acasă. Ce o face să fie atât de convinsă că acuzațiile împotriva iubitului ei sunt false, aflăm acum. Silvia, bună seara! Bună seara! Povestește-ne, te rog, cum ai aflat despre acuzațiile împotriva lui Andrei? Eu doar nu s-am aflat. Deci, de fapt, voi încă nu erați împreună atunci când s-ar fi întâmplat asta? Nu, noi ne întâlneam, trăim împreună, dar eu n-am știut de asta. Eu de dus am aflat că el e vinovat de așa ceva. El zice că nu e vinovat și eu tot așași problemă că el nu e vinovat. Dar în ce moment el ți-a spus despre asta, despre aceste acuzații? Noi, eu îl clamam mama la piață și pe el lui telefonic o stat o doamnă. Și zice că ești chemat la inspectorul poliției la Vale. El a fost chemat la Vale, eu întrebat, dar ce ești chemat? El zice că ca să caut pentru și scria ca sormi Merina, mă acuz că să mă îmbătăjut din poata mea. Și asta nu cred că poate să facă așa ceva asta. Dar zi-mi, te rog, ce te face să ai atâta încredere în el? Dragoste. Silvia, noi am pregătit un subiect despre tine și despre relația voastră cu Andrei. Hai să-l vedem împreună. Silvia povestește că a avut un trecut plin de suferință. Timp de 9 ani, ea spune că a fost căsătorită cu un bărbat violent. A fost cu ochii vine și cap spart, și cu mâna ruptă, și cu cior rupt. Femeia a sperat că apariția unui copil îi va salva căsnicia, dar bebelușul a murit la doar 2 luni după naștere. L-a născut suficient cu grijă, cum zic, atunci și hernie. În nume medicinii asta, ori zic hernie. Și schimba sângele, trebuie să-i pui sânge la 4 pozitive, să a 2 negativ. Și nu s-o combat sânge așa cu sângele lui. Tânăra zice că din cauza bătăilor și abuzului de alcool a decis să pună punct relației. Nu ne putem înțelege. Vine seara acasă, chiar se zervie alcool. Putem să vine șcepturi și scandal, nu era sarsul și să până și eu fost uriși. Mai mult gata, nu mă pot suporta mai mult că spune să ce întâmplă. O lungă perioadă de timp, femeia nu și-a putut construi o relație, dar o întâmplare fericită a făcut că ea și Andrei să se cunoască. Să mă cheam, zic că dacă să ne ai, hai bem o, hai la un cofi. Zic, nu servesc cofi. Hai la o bere, zic, bere, rog, și nu servesc. Alcool de loc. Hai la 8 de apă, dar. Zic, e tot o sinisie și insist, hai la 8 de apă, cât ai. Ea își amintește până și cele mai mici detalii de la prima întâlnire. Vă am băut o pivă, că și cer împrejurează acolo, până aici. Deci a terminat piva acolo, acolo, în partea aceea. Și acolo am venit și am uitat aici, sunt niște animale. Aici am intrat în animalele acelea și am mers cu copii aceea și până aici. Primul sărut a fost în partea aceea.
La scurt timp, cei doi s-au mutat împreună. Silvia povestește că a avut parte de multă grijă și atenție din partea iubitului ei în această perioadă. Păi surpriză permanent, sau dulciuri. Dar Silvia nu mă numește așa dată. Rar cum mă numește Silvia. Nu m-aș fi sperat dacă sperăvia poveste. Așa dată nu spune. Ce îmi spune pe șoci? Pulei sau iubirea mea? Tinerii s-au logodit și își doreau să creeze o familie împreună. Dar acuzațiile lui Andrei le-au dat planurile peste cap. Nu vin să cumpărăm o casă împreună. Să fie un copil. Să fie un copil nostru, nu luăm din casă străinii. Între timp, în platoul nostru au venit psihologa Daniela Feldman, avocatul Dorin Părtlisnic, interpreta Ala Zasmenko și avocatul Octavian Vârlan. Împreună cu ei vom asculta în continuare povestea eroinei noastre, Silvia, și vom discuta subiectul. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Din ce ați auzit până acum, ce emoții v-a trezit povestea eroinei noastre? Am văzut o dragoste foarte frumoasă așa și presupun că a fost dragoste la prima vedere, da? Când v-ați plimbat acolo în jurul lacului, cumva atât de mult răvnește să înțeleagă ce s-a întâmplat, să-și libereze iubitul, să aibă viață fericită. Și eu personal, cu siguranță, așa sunt încă în dubii, aș stau și mă gândesc. Da, pentru că nu am aflat decât începutul acestei povești. În cauză. Silvia, noi știm că Andrei ar mai fi avut niște probleme cu legea. Despre ce este vorba? Și vreau să te întreb, când ai aflat tu despre antecedentele lui? A fost un furt. Deci asta nu a fost vinovat. Nu a fost vinovat el. De toată altă persoană a fost vinovat, știi că tot el. Și a fost locul cu anțelul și a fost închis pe mine de drum. Câți ani a stat vinovat. Închis? Un an. Așa a zis mișlea închis, tot nu a fost vinovat. Tu de unde știi? El m-a povestit. El ți-a povestit? Da, și m-am luat tot așa, ce mi-a spus, tot el nu a fost vinovat. Dar pe tine nu te-a îngrijorat că, uite, odată ți-a spune că nu e vinovat, atunci nu a fost vinovat? Mine asta să mă interesează lucrurile astea. Da, dar acum acuzați-vă să mă îngrijorat. Ai face orice posibil și să fie acasă. Deci mine să mă interesează structurii. Dar despre acuzațiile de abuz sexual, el ce-ți spune? Ce ți-a spus? Eu zic că e puișor și nu-s vinovat. Eu nu știu treabă cu asta. Totuși, el a fost acuzat de abuz sexual asupra unui copil de doar 3 ani. Având în vedere că tocmai sora lui dreaptă l-a acuzat, povestește-ne ce știi tu despre relația lor. Foarte bun era. Soră și foarte bun. Foarte bun. Nu ce zici. Nu ești tatu, când urga. La copii și întotdeauna, când duce, chiar duce o spție la mama, la soacră, ne dăm. Duce cu copii și întotdeauna duce de copii, ce banane, mă cumpără dulciuri și ceva, și până duce la mamă. Sau zic, mă duc întâi să văd, să văd nepățică, să o spun, mă duc unde am de dus. El întâi duce la soacră și până duce la mamă. La mătuși să duce. Niciodată nu i-ai văzut să se certe cu soră sau să-ți povestească el despre asta? Nu, chiar și țigări. În momentul spun tot țigări unul la altul. Soră sau el fumează, fuma. Am dat că acela nu fumează. Să-mi dau țigări împreună, vorg eu. Deci, ca să înțelegem, o ceartă între ei sau să fi prins soră sau o ciudă să-l acuze, uite, așa, pe nedrept? Nu știu dat. Nu a fost certul întotdeauna sau... Așa eu ceva de asta, nu am auzit, nu știu dat să certi, am doi sau... Chiar pe telefon, chiar și așa, nu știu dat, nu am auzit să certi. Un cuvânt foarte, foarte relație, foarte bun. În curând vom afla ce povestește Andrei, care este acuzat că și-a agresat sexual propria nepoată de doar 3 anișori. Acum bărbatul se află după gratii, iar iubita lui Silvia nu crede niciun detaliu din istoria cu abuzul și vrea să-l aducă acasă. Acum haideți să aflăm mai multe despre relația lui Andrei cu sora lui, care îl poate băga la pușcărie pentru ani mulți. De cât timp el a fost acasă, el a ajutat-o foarte mult. El a deșocat, el a tăiat, el a curățit, el a încălcat, el a descărcat, el a așezat. La trei o port judecție cu lunile și săptămâni la dânsa. El judea la Hâncești. El la Hâncești, el judea la Sosa. Andrei unde ieșa sora mea, Andrei unde ieșa sora mea. Și am dat doi copii în săceată să nască în septembrie. Și am dat un gat, nu așa ăștia, bărbatul nu vrea să facă nimic. El vine dimineața lucruri, duce seara la ora 5, el e obosit. Și a fost Andrei la dânsa. Era un panul de jos.
O să se fac fapte, nu o să fac eu. Eu am fost și am fost odată, eu am fost odată cu mine și că de atunci nu mai fost. Eu gura țin pe dânsa gura. De eu când vezi eu tot, eu ascund gura. Celălalt era mă, eu dânsa au zis că ieși acasă, zic să acasă, da și faci. Zic și fac, zic șed. Vine, tipa, vin pe la tine. Vine. O să ai vă pahar de aprește, zic am. Bun, zic că poate mi-a trebuit și să se va Andrei, poți să-mi spui, poți să mă suni, zic, păi, Irina, eu la voi vor să-ți nu-i nici la tine, nici la mama. Dacă observăm în genere majoritatea cazurilor de abuz a copiilor minori, se petrec anume copiii să abuzeze de către rude sau afini. Nu de către persoane străine. Sunt persoane străine, dar și aici cine povestește nu eroina că a fost o relație. Deci eu n-am văzut nimic așa din relația asta, așa să fie mari prieteni, că se împrumutau țigări unul la altul. Și pe drum se întâlnește lumea și se împrumută cu țigările. Deci nu, s-a pus prieteni pe niște lucruri mărunte care nici de cum nu demonstrează că ar fi existat o relație bună între rudii. Și dacă într-adevăr o asemenea acțiune au avut loc, atunci sora a procedat corect. Sora procedează corect. Părerea mea este că dacă într-adevăr este vinovat, sora procedează corect în cazul dat și nu trebuie să ierte chiar dacă este frate. În momentul în care o soră acuză un frate despre niște fapte grave și din ceea ce am auzit noi astăzi, cumva nu este conflict între ei sau cea puțin. Poate prietenii mari nu există, dar nu există o cealaltă, nu există alte momente care ar avea motive sau sora având motive ca să-l acuze pe acest frate de aceste acțiuni grave. Dacă este vorba de un, eu nu știu, de un castel care cumva se împartă și sora are, mă rog, intenția să-l bagi la pușcărie, dar în caz contrar, oricum, deci, la prima vedere, nu pare să aibă niciun motiv atât de greu ca să-l acuze de așa ceva. Oricum, fiecare om are dreptul la apărare. Există principiul prezumpția nevinovăției și urmează să fie demonstrat cert că acest om a săvârșit acest fapt. Silvia, dar tu ai încercat vreodată să discuți cu sora lui Andrei la acest subiect? Am încercat de multe ori. Știți că eu încerc eu să zic și eu că scăbești, că n-are când, că e niciodată cu mine discută așa ceva. Chiar să vezi nu sau e n-are când, e ocupată, că scăbești, că s-a plătirea, că asta e vorba. Și ăla din s-o gadă, eu nu calc, eu îmi primesc din ziua și ăla, zic că gata, ternat. Eu cum văd tine, gata, calc, fazi de mine îmi primesc. Fazi de mine îmi primesc. Nici la soacru mă duc, nici la soacru, nu am nimic aia, așa de acasă, așa. Dar ce ți-a povestit Andrei despre ziua în care s-ar fi întâmplat totul? Zic că a fost rușit, era dânsă bicicleta, s-a dus pe țigări. Și în poate plânge de urma lui. Joc bani de Andrei, joc bani de Andrei. Și la altul i-a dat băsos o bancă de lapte, zic că o verșoară de-a lui. Și la altul își pune bățăcă. Și-o că te-a dus-o pe rulă la bicicletă, pe rulă. Nu ați s-o pe ramă, că bicicleta se ia în ramă, nici bagajul nu ajunge pșată numai rulul cât e atâta poate să fie, poate să fie așa să duci. Și s-a pălit. Asta eu, asta am înțeles de Andrei. Și el înapoi l-a luat cu fichiul, fata a rămas acolo la el l-a luat înapoi, el a venit singur el, cu bicicleta a dus la bicicleta și fata. Și când a venit bunicul, a dus-o dus-o și a dus-o bunic să da la s-a la mătușa asta unde trăit el. Da, bine că eu s-a făcut treaba și am văzut cum scâne la să-ți deși pantalonul, îți scâne să o doare. Dar și mai înainte spuneau și experții. Atunci, la prima vedere, pare că sora lui n-ar avea niciun motiv să-l acuze fals. Tu zici eu că ei erau în relații bune, că el avea o atitudine foarte bună de copii. Avem. Atunci, ce motiv ar avea sora lui dreaptă să-l acuze de așa ceva? Păi probleme din partea soțului. Așa. El vrea 3.000 de euro să dai ca să scăpi de pușcărie. După că la închisoare, și aici 3.000 de lei, dacă dă tichet în viață din chis, aici 3.000 de lei, lei dau, el a scăpi de pușcărie. Dar bărbatul euro? Ce este? Euro sau euro? Bărbatul ce are influență? Pe care. Da. Deci nu mergem pe care. Nimeni nu poate să dai 100.000 de euro, dar nimeni nu te scoate. Păi asta explică, doamne. Poate cineva știe, dar altcineva nu știe. Dar tu de unde ai aflat despre acest plan meschiv? I-a spus mătușa lui, nana lor, mama lui, cum nănașa lui,
Mama. Deci o altă rudă de-a da. Voastră. Și tu chiar crezi asta. Da. Dar alt motiv ar putea să fie? Iar și mie ies în față. Hai zic că dacă vrei să bărbatul și acasă, ești liniștit și dă-i și păi, dar motivul ăsta a apărut după ce a fost acuzat bărbat. Da. Sau tu crezi că ei înainte au pus planul meschin la... Nu știu, mai înainte nu. Eu am aflat de nana lui, eu nu știu de-a pus planul să ajunge a aflat nasa în Israel și ei să... Nu știu de-a aflat nasa, trebuie bani. Ei direct v-a spus dumneavoastră că vor bani. Ei direct, iată, sora lui sau soțul ei. Nu, nu i-a spus direct. I-a spus lui nasa. Păi, Silvia, și tu chiar crezi că asta ar putea fi adevărat? Da. În această seară vorbim despre Andrei, de 36 de ani, care este acuzat că a abuzat sexual o fetiță de 3 ani. Presupusa victimă ar fi chiar nepoata lui de pe soră. Iubita bărbatului, Silvia, a venit astăzi la noi să declare ferm că Andrei este nevinovat. El ne-a povestit că iubitul ei era un unchi grijuliu și iubitor. În scurt timp, vom auzi ce povestește bărbatul despre presupusa infracțiune și cum răspunde acuzațiilor grave lansate chiar de sora lui. Dar mai întâi să auzim ce povestește femeia în casa căreia s-ar fi comis abuzul sexual asupra copilului de 3 ani. Că nu pot să rezist, plâng, când e el dânsul. El călca lut la mine și el s-a dus de ea la sorza Irina. Și anunț care, nu știu. Și s-a dus în deal și fata și o jepta plânzi. Eu la bunica, dar ei e tipul și ala. Ei erau la mine, și deu la mine. Și a dus-o pe fița aceea. Andrei călca lut aici. Fetița s-a jucat aici, înaintea ușii. O a dus-o aici pe copilul aceea. Și eu zic, fa, lui bunic să-i zic. Zic, ridică-i, te rog, pantalonii, că chică pantalonii, iau-te pantalonii pe vine. Și ei ridic pantalonii în sus, dar eu ridicat, știi, prin strâns, așa, nu știu, că era fără chiloței. Dar eu, așa, au strigat. O, bunică, nu știi că mă doare, mă scuzați, mă doare de... Dar noi, ia că acolo, unii am eu făcut de șofer. Acolo știm, vara. Și Andrei aici. Și chiar în drum s-a bătut joc de tânsa. Ori în casă, că acolo era băietul. Asta e prosteală. E prosteală mare. Dar eu nu vreau să-l învinuiesc, că el nu-i vinovat, deloc nu-i vinovat. Eu n-aș spune că putem să luăm ca bază declarațiile mătușii date în genere. Nu putem totuși să ele sunt. Da, ea afirmă că ei au fost sub ochii ei, că nu putea Andrei să facă așa ceva. Păi bine, noi nu știm care e relația între mătușa. Cine e mătușa asta pentru condamnat, inculpat, de fapt? Care sunt relațiile și cât de atent au fost ea la fiecare pas a copilului în momentul acela? Nu știu. Eu am rezerve, cel puțin. Martorii este să așa niște persoane, ca să înțelegem. Azi pot spune una, mâine alta, mai de vă două întrebări, apoi uite ce o spus și prima și a doua oară și o faci pe a treia. Deci nu am eu încredere de 100% din declarațiile martorului dat. Eu cred, pentru că o femeie, nu știu, da, se observă că ar părea sinceră. Este o femeie în vârstă, mă rog, și dacă are ceva de ascuns, dar crezi că ar fi putut să ascundă un asemenea fapt doar ca să-l acopere, să zic așa, pe Andrei? Eu cred că nu. Părerea mea personală. Însă dacă faptul a avut, dacă ea spune totuși că fetița spunea că o durea, deci... Vezi că are o explicație femeia. Zice că bunică să putea să-i tragă prea tare pantalonii. Da, dar probabil că s-a efectuat și o expertiză în acest sens și nu putea leziunile de la tragerea mai sus a unui pantalon să coincide cu leziunile unui
Vom auzi abuz. Și concluziile unui medic expert, dar mai întâi vreau să aud ce ne spun și fetele. Totuși e vorba de un copil, adică orice rudă care e mai apropiată, depinde de relația care sunt între ei, o să vrea să-l scoată din tot rahatul, să spunem. Pentru că, dar e vorba de un copil, tu nu poți să iei apărarea la așa om, adică noi oricum o să aflăm cine e persoana dată, dar nu putem să luăm apărarea la infinit că tu pur și simplu îl iubești, că îți spune puișor și nu știi ce acolo acasă, da? Adică e vorba de un copil mic care eu, pe doamna asta, nu știu, 50 la 50, dar nu cred. Silvia, știm că polițiștii au făcut percheziții în casa unde ar fi avut loc abuzul. Tu ce știi despre asta? Știu că expertiza la pantaloni, blugii. Așa. Cum s-a zis și pantaloni, așa nu așa zis și... În care a fost îmbrăcat. Și un cerșaf. Și un cerșaf din acea casă. Da. Așa. Și știi ce s-a descoperit, ce s-a întâmplat cu aceste probe, să zicem așa? Haideți să vedem acea casă unde s-ar fi întâmplat totul. Atenție! Doamne ferește, Maica Domnului, dar a luat la expertiză tătul, mi-a luat pododealnicul, mi-a luat pocrivala, mi-a luat, mi-a luat lui ea jânșii, telefonul mi-a luat. Aici a fost divanul. Amuia, când mi-a venit fata și mi-a făcut reparații, divanul l-a scos și l-a dus la urnă și l-a scos ca să-mi cupie altul. Mi-a pus masa. Cu chipurile că fata a dormit la mine pe divan, dar fata nu a dormit la mine. Andrei și-a dormit, dar Andrei călca lut afară. Și n-are cum. Nu a fost afară, fetița a fost. Dar ce facea? Deseori se întâlnea Andrei cu nepoțica lui? Timp cât noi, de când se întâlnea cu mine și unii ce am soacă nu mă spui, să te ajungă ușa lui. De ce o lua Andrei? De ce o lua Andrei pe nepoțică și o aduce acasă? De când de ce ne-am întâlnit? Nu știu, eu nu știu dat norocul în nepoțică. Sângurică vine la Valer. Sângurică. Nepoțică. De la dealul la dâșei, nu te poate ești de mături să astă, că nu trăie tealul și sunt în boricare pe perioadă. Nu, de timp el după ce ieși de el o jurcă, el nu a făcut la dânsul în casă. Eu trebuie la referinat. Mama lui le-a dat tăți la referinat, tăți. Trebuie acasă de copii. După ce se întoarce acolo, el trebuie la mătușă, el nu trebuie la mama lui acasă. Tu le ziceai colegilor mei că practic ai rămas una din puținele persoane care sunt, au rămas cumva cu Andrei. Mama lui e cu el? E cu tine? E cu soră sa? E cu mine lui. Eu sunt gurică. Și el, de când e închis, el zice că eu nu mă duc. Dar tu comunici cu mama lui? De mult n-am comunicat. Ultima oară am sunat-o cum o sunat doamna Valentina și a zis că sună-te rugmă și spui să vei vină. Eu zic că mama m-a sunat și eu nu mă duc nicăieri. Totuși, colegii mei au discutat cu mama lui Andrei. Hai să vedem ce ne-a povestit ea. Atenție. Eu nu am fost la moment să m-am vinuit. Eu cred că așa, că nu-i drept așa ceva. El m-a spus un copil de 4 ani. Cine așa poate spune așa ceva? Eu de gând că în sufletul lui ce am vorbit și el a zis că Da, fata e fiica dumneavoastră? Da. Și dumneavoastră ați vorbit cu ea, ați întrebat-o? Eu am întrebat că nu te-am la judecată, nu știu ce zi, eu aici mai mult întrebări, dar eu nu le pot rezolva eu. Dar ieși și spune că și anume s-a întâmplat, dar de ce? În cauza asta, noi nu vorbim. Și sunteți supărat pe ea că ea vă acuză? Da. Dar, de fapt, nu îl acuză sora. Ea cu fica ei nu vorbește. Sora nu a văzut momentele. Deci, cumva, mama, copila i-a povestit mamei. Dacă ea n-a auzit nimic de la copilul ei și a inventat, iată, deja asta este o infracțiune mare care face sora împotriva fratelui. Dar dacă mama a auzit copilul, i-a spus și ea a declarat ce le spuse de copil, asta este ceva firesc? Nici copil nu-l respectez și nici bărbat, susul meu nu-l respectez. E straniu.
copilul a spus să jucă cu Badea. Da, dar copilul a spus că Badea a introdus degetul. Dar Andrei a recunoscut vina? Da, Andrei nu o să recunoască. Da, da, sunt cel puțin 13 ani de pușcări. Eu aș spune că puțin odată. A venit momentul să aflăm ce povestește Andrei despre presupusul abuz sexual asupra nepoatei sale de 3 ani. Acum un an, Silvia Tataru trăia fericită alături de Andrei. Cei doi se pregăteau de nuntă, iar Silvia se vedea deja în rochie de mireasă. Și soția mea sau nu? Nu mă pregătesc. Ce nu? Da. Toate planurile Silviei s-au prăbușit când oamenii legii le-au bătut la ușă. Femeia povestește că în acea clipă Andrei nici nu a reușit să deslușească ce se întâmplă, când era deja cu cătușele pe mâini. El zice că nu e vinovat și eu tot așa problemă, cred că el nu e vinovat. Dar zi-mi, te rog, ce te face să ai atâta încredere în el? Dragoste. Motivul din care bărbatul a ajuns după gratii a stupefiat-o pe Silvia. Andrei a fost acuzat că și-ar fi abuzat sexual nepoata, o copilă de doar 3 ani. Eu zic că e puișor și nu zi robot. Eu nu știu treabă cu asta. Noi știm că Andrei ar mai fi avut niște probleme cu legea. A fost un furt. Nici asta nu a fost vinovat. Nu a fost vinovat el. Tot o altă persoană a fost vinovată, știi că tot el. Atunci ce motiv ar avea sora lui dreaptă să-l acuze de așa ceva? Tăi probleme din partea soțului. El vrea 3.000 de euro să dai ca să scăpi pușcărie. Poți să dai și 100.000 de euro, dar nimeni nu te scoate. Silvia este convinsă că sora lui Andrei, adică mama fetiței care ar fi fost abuzată sexual, a depus mărturii false la poliție. Cu ce dovezi vine Silvia? Ce povestește martorul presupusei crime în casa căruia s-ar fi întâmplat totul? Cum răspunde acuzațiilor Andrei? Dar și ce motive ascunse ar avea o soră să-și acuze atât de grav fratele? Vedeți în această seară. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Silvia, de 31 de ani, care povestește că iubitul ei, Andrei, a ajuns pe nedrept, după gratii, de unde ea vrea să-l scoată cu orice preț. Bărbatul este acuzat că și-ar fi abuzat sexual propria nepoată, de doar 3 anișori. La poliție l-a denunțat chiar sora lui, mama fetiței. Silvia este convinsă că toate acuzațiile au fost inventate. Până acum am auzit-o pe femeia în casa căreia s-ar fi comis infracțiunea și care spune că Andrei este nevinovat. De același lucru este convinsă și mama lui Andrei, bunica presupusei victime. Echipa noastră a încercat de mai multe ori să discute cu sora bărbatului, care l-acuză. Însă femeia a refuzat. În schimb, de pozițiile ei le aflăm din dosarul penal, unde scrie că în seara unei zile de mai din 2020, aceasta a observat că fiica sa avea leziuni în zona intimă. A doua zi, femeia s-a adresat la spital, iar de acolo la poliție. Iată ce detalii le-a dezvăluit sora lui Andrei, oamenilor legii. Am intrat în camera copiilor și fata îndată a venit la mine și îmi spunea că o doare organul genital. Inițial am crezut că s-a lovit și am întrebat-o ce a făcut. Copilul a spus că s-a jucat cu Badea. El și-a scos lingeria și a introdus un deget în organul genital. Auzind acestea, am dezbrăcat fiica în altă odaie și am observat că este roșie la organul genital. În dosar găsim și concluziile medicului la care s-a adresat femeia a doua zi după asta. La momentul examinării, organele genitale externe erau hiperemiate, de culoare mai aprinsă, și o excorație de aproximativ 1,5 cm pe labia mică, stângă, și nu avea nevoie de tratament. Hiperemia apare ca rezultat al nerespectării igienei intime sau în urma fricțiunii scărpinatului. E straniu? Deci expertiza, practic, nu demonstrează... Da, dar acele spuse care uite, le-a zis mama. Copilul a spus, s-a jucat cu Badea. Păi s-a jucat cu Badea, dar cumva... Și-o dat detalii. Bă, este un nuanț, că articolul ăsta nu prevede neapărat... Corect, da. Actul sexual propriu zis în sine. El poate fi sub diferite forme. Dacă deci este în articolul 172 care spune acțiuni sexuale cu caracter pervers. Spune clar momentul. Păi da. Deci nu e un viol. Clasic. Și voi credeți că nu se încadrează păi cumva ce găsim în dosar? Deci nu se încadrează spusele mamei cu ceea ce a demonstrat expertiza. De ce? Pentru că
Expertiza zice că aceste leziuni apar atunci când nu este igienă corespunzătoare. Sau urma fricțiunii. Exact, deci, ce a spus copilul. Cumva, ce ar însemna fricțiunea asta? Nu este clar ce are. Fricțiunii poate fi și în cer scuze când, mă rog, e altceva. Mergi ăla pe bicicletă. De exemplu. Deci asta nu înseamnă neapărat că, mă rog, da, așa cum a spus mama respectivă. Da, dar copilul a spus că Badea a introdus degetul. Și aici este, sau mama a confabulat. Păi iată, aici este copilul moment. Nu putea să spună minciuni, da? Pentru că la 3 ani, dacă nu a văzut asta undeva, la mama cu tata, la altcineva, la televizor, nu poate copilul inventa asemenea, da? Asemenea lucruri. Respectiv, sau i s-a întâmplat această experiență, sau a văzut-o undeva, dar este interesant de ce a asociat-o cu Badea. Sau poate mama duce în eroare cumva. Da, dar mama s-a dus direct la medic. S-a dus la medic pentru copilul a declarat exact durerea. Asta, da. Dar nu are sens mama să învinuiască aici. Articolul ăsta privește până la detenție pe viață. Și dacă nu au între dânsi și nu au avut niciodată un conflict sau niște relații ostile, eu nu văd logica mamei să meargă să-l acuz de așa o infracțiune unde se privește până la 10-20 de ani sau detențiune pe viață. Dar deci dacă copilul nu spunea, cine știe la ce se ajungea? Doar că aici deja urmează, expertiza arată că există anumite probleme, doar că urmează deja de depistat cert cine a provocat aceste probleme. Silvia, dar tu cunoșteai despre aceste detalii? Nici copilul nu respectează, nici bărbatul nu respectează. La asta expertiză nu-i. Nu, expertiză nu a avut loc. Da, a avut loc, dar de unde se foie și respectează. Un copil de 3 ani nu poate fi audiat. Dar tu cunoșteai despre toate aceste detalii pe care le-am auzit mai devreme? Despre ce le-a povestit sora lui Andrei polițiștilor? De-a știu de asta, dar de ne spun că el nu-i vinovat, el nu-i făcut nici, nu știu apropie de nepoata lui. Dar ce crezi că a avut copilul, de fapt? Ce crezi că a avut nepoțică? Nu știu. Tu? Eu cred că s-a dat cu țubicicletă, pe urmă, cred că s-a pălit. Numai asta, că de altfel nu cred nimic. Mi-a spus eu soarele vopsită, nu cred deloc. Și spune eu, nu cred un cuvânt. Dar în afară de tine, mai crede așa cineva? Mama mea crede. Socră. Mama mea. Păi uite, acea mătușă, mama lui Andrei, mama lui. Tocmai mi-a mulțit. Adică cel puțin ei nu cred vinovat. Cei care cumva nu sunt chiar în familia lor, vecini, frate, să crește, chiar o să te am chestii că scrie, n-are cum să ieșe. Mama, pentru dânsul ei, ni mama, ni ea. O mamă o scalci peste toți. Ea nu se uite la voi, că e rudă, că e nu știu ce. Dar nu ne putem baza pe ce crede sau ce nu crede, pentru că de obicei acest comportament, această tulburare care se numește pedofilie, de fapt, se manifestă, nu se manifestă foarte în exterior foarte mult, da? Oamenii se ascund de ea. Persoana când își dă seama la o anumită vârstă, un bărbat matur, că este atras și se excită de copii, el își dă seama logic că nu este un act sănătos, normal, că asta este acuzat. Și încearcă să-l ascundă. Evident, și încearcă maximal să-l ascundă cum poate. Nu. Dar haideți să vedem ce am mai aflat din dosarul penal în care Andrei este acuzat de abuzare sexuală a nepoatei sale. Mama presupusei victime s-a adresat la poliție în data de 26 mai 2020, unde a comunicat că fiica ei a fost abuzată sexual de către Andrei cu o zi înainte. La data de 13 iulie 2020, oamenii legii au pornit o cauză penală în baza articolului 172, aliniatul 3, litera A, cod penal, acțiuni violente cu caracter sexual asupra unei persoane care se știa cert că nu a atins vârsta de 14 ani. În noiembrie 2021, judecătorii l-au condamnat pe Andrei la 13 ani de pușcărie. El a fost reținut din sala de judecată. Bărbatul se află în penitenciarul numărul 13 din capitală. Acesta nu este de acord cu sentința judecătorilor. Avocata acestuia a contestat decizia la Curtea de Apel Chișinău. Dar Andrei a recunoscut vina? Dar Andrei nu o să recunoască, pentru că el nu a ajuns mai departe. Dar eu, știți ce mă întreb eu. Da. Infracțiunea asta prevede de la 10 la 20 de ani sau detenție pe viață. Și mă întreb de ce judecătorul care a judecat un caz genul ăsta și persoana nu și-a recunoscut vina, i-a dat doar 13 ani. Eu doar pot să presupun de ce, pentru poate că nu a avut loc raportul sexual propriu-zis.
dar au fost doar acțiunile este de, a spus că a oricum, atins, 13 ani este o căciulă de ani. E o căciulă mare, dar este mai puțin mult decât detențiune pe viață. A venit momentul să aflăm ce povestește Andrei despre presupusul abuz sexual asupra nepoatei sale de 3 ani și cum răspunde acuzațiilor grave pe care îi le aduce chiar sora lui. Bărbatul se află acum la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Am discutat cu el la telefon. Iată ce ne-a povestit el. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat că eu m-am dus într-o dimineață la dânsa, trebuie bicicleta să mă duc să iau scrie. Și m-am dus la dânsa, zic că e într-o frumos bicicleta ta, mă duc până la magazin să iau scrie când ajam scrie. Și îmi spune Andrei, duce-ți talei chimograf. Și mă pornesc, am uie, îmi spune, stai o repede, să-ți dau banc cu lapte și eu duci cu verșoara noastră. E un kilometru de la până atâta, mai mult unde. Atunci începe a plânge că vrea să mă arg și e. Și e, de ce să-mi trage pe dânsă, așa să mă arg și e. Eu îmbrăcat-o. Eu am ieșit, am luat bicicleta, eu m-am zis bicicleta, eu m-am zis pe devale, dar mă duc, mi-a bicicleta greță, eu venit jos pe devale. Am o ea între duce ei rumzacuri la mama, mama îi spune, dă să trădic pe pantaloni, calgoți, nu știa de, nu mai ține minte. Păi, cum îi ridica mama calgoți, îi spune mama, lui bunica îi spune, bunica nu îi ridica, cum doar. Și m-am dus la asta gata, i-am dat banca, clap, i-am dat fata împrimirii, eu am lăsat-o acolo, eu am ieșit și m-am dus la magazin, i-am luat țigări, înapoi n-am mai trecut, m-am dus drept acasă, m-am făcut urmă. La ora 3 vine bicicleta tot era la mine, nu i-am s-o acasă, îi spune Andrei, trebuie bicicleta ca să vie mușa mea de la lucru, ca să facă gălăgii. I-am lăsat bicicleta ei, i-am lăsat-o, îi spune, Irina, i-am lăsat bicicleta, era în grădină, Brășteru, știi. Și eu cum am pornit înapoi și fata tot la de urma mea, eu mi-aș la bunica. S-o merg de vale, s-o zicat, poate mama, că o grată de acolo, mai pus mi-a. Și eu am luat-o înapoi și am dus-o acasă. Și asta a fost tot. Mai mult m-a postit. Eu n-am avut, eu m-am plăcat cu dânsa și înainte de asta și după asta tot. N-am avut niciodată nici. Până la întâmplare și după ce s-a întâmplat tot cu dânsa în stat, n-am avut. Dacă stăm așa să-l ascultăm, parcă spune adevărul. Dacă o să-l ascultăm pe mătușa, parcă spune adevărul. Adică fiecare cu adevărul lui. Și tot e stran. Da, sunt cel puțin 13 ani de pușcări. Da. Iată asta e. De asta și cazurile astea nu se judecă de un singur judecător, dar se judecă trei, complet de trei. Și dacă un judecător nu e de acord cu ce opinie la ceilalți doi, are drept să facă opinii separate. Deci legiuitorul ce prevăd și o procedură pentru infracțiuni, pedeapsa cu intenție pe viață, să judecă în complet trei judecători, ca să exclud eroarea judiciară. Dar nu vi s-a părut că a vorbit foarte repede? Eu cred că el a repetat istoria asta de foarte multe ori, când a fost anchetat și din nou și din nou și se creează ca o poezie. De obicei vorbește un așa ceași. Dar poate fi și un semn al unei minciuni învățate, ca să nu spun diferite elemente de diferite ori, pentru că el a mai fost deținut, da? El a mai avut experiența de a fi anchetat și chestii, nu știu eu cum fabulez. Avocata lui Andrei este acum în legătură directă cu noi. Se numește Georgeta Lupea și acum ne va spune cu ce argumente și probe vine în apărarea clientului său. Georgeta, bună seara! Da, bună seara! Vă rog mai întâi să ne spuneți în baza căror dovezi a fost arestat și apoi acuzat Andrei. Da, împotriva lui sunt declarațiile surorii sale și acum natului său, da? Adică declarațiilor în calitate de martori și reprezentanți a victimii și există raportul comisiei psihiatrilor, psihologilor, pe care au audiat copilul minor și au dedus copilul într-adevăr la vârsta de 3 ani, poate vorbi despre acțiuni care au fost comise față de corpul său. Ulterior, a fost făcută o expertiză medico-legală a copilașului? Da. S-a făcut și o expertiză medico-legală, deci concluzia medicului, deci că nu a fost depistate careva urme sau semne cu caracter violenței sexuale. Așa. Dar el nici nu este condamnat pentru asta. Deci el este condamnat pentru faptul că acțiuni violente cu caracter sexual în formă perversă, să vășite față de o persoană care se știa cu certitudine de imposibilitatea de a se apăra. Deci un copil până care nu a atins vârsta de 14 ani. Georgeta, și acum ce dovezi și argumente aveți dumneavoastră de partea voastră, apărarea?
Da. Deci aprecierea probelor ține de competență exclusivă a instanței de judecată. În instanța de fond nu a participat ca apărător eu, a fost un alt apărător. Eu m-am implicat doar în ordine de apel, la curtea de apel. Deci consider că aceste probe care au fost prezentate și care se regăsesc în sentința judecătorii Hâncești, deci sunt, adică nu sunt îndeajuns pentru a fi condamnat o persoană la așa o pedeapsă de dură, adică nu este dovedită vinovăția lui și consider că mai mult este, deci mai mult sunt niște aluzii și o invenție creată în sânul familiei. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră pledați pentru nevinovăția lui sau pentru scăderea termenului de detenție, ca să înțeleg? El categoric se consideră nevinovat. În primul rând, prin sentința judecătoriei, deci nu este stabilit, nu este stabilită perioada de timp când a fost comisă presupusă infracțiune. Nu este stabilit circumstanțele, nu sunt stabilite locul. Deci, pur și simplu, declarațiile unui copil care poate fi ușor manipulat de un matur, un copil de 3 ani care să vorbească despre acțiuni cu caracter sexual, e foarte complicat să crezi cu asemenea situații. Dar vrem să înțelegem, Georgeta, ați pomenit de acea comisie și acea testare, să zicem așa, examinare psihologică a copilului, da, și concluziile acelor specialiști. Le puneți la îndoială? Le pun la îndoială, așa. Deoarece chiar fac referire și la concluzia o am în față, a specialiștilor psihologi, deci care au prin concluzia sa, deci s-au expus că copilul relatează cu lux de amănunte situația care s-a petrecut cu copil, adică cu ea însăși. Deci e foarte complicat de a face așa o apreciere și copilul de 3 ani, eu mă repet încă o dată, e foarte complicat ca un copil să expună acele acțiuni care un matur foarte complicat de expune. Din dosarul penal aflăm că există un detaliu care ar pune la îndoială nevinovăție lui Andrei. Haideți să auzim despre ce este vorba, după care vom continua discuția. Conform procesului verbal de 11 decembrie 2020 de examinare la raportul de expertiză informațional, au fost depistate imagini cu conținut pornografic în număr foarte mare. A fost depistată printre imagini și fotografia lui Andrei cu minora în brațe, unde la fetiță se observă că este goală mai jos de trunchi. Deci eu consider că clientul meu, deci este în relație, este în relație între unchi și nepoată, cu nepoțica în brațe, eu nu văd o problemă. Deci faptul că a luat-o în braț copil la țară mai îmblă și așa, în așa modalitate, că este declarațiile clientului meu. Deci, mă rog, eu consider că asta este o fotografie simplă care nu vorbește de la sine absolut despre nimic. Haideți să întrebăm și pe colegii mei din platou, experții noștri, voi ce credeți despre acest detaliu? Din câte observ eu, totuși, toate aceste dosare penale cu privire la acțiuni sexuale, caracter pervers, practic au aceleași probe. Expertiza psihologică s-au găsit în calculator sau în telefon mai multe accesări, iată, de genul filmulețe cu caracter sexual, cu tentă sexuală de acest gen, și cumva apare persoana care este învinuită și spune că nu este vinovat. Bine, aici în sensul, aici chiar în sensul unei expertize, pentru că într-adevăr doar un expert care știe să înțeleagă, sau mai bine zis, este școlit să înțeleagă gesturile unui copil sau spusele unui copil. Și funcționarea creierului pe diferite vârste. Pe diferite etape, pe diferite vârste, doar el, acel expert, poate cu certitudine să ne spune copilul adevăr, copilul acela a fost manipulat de către alte persoane să spună așa sau altfel, sau nu a fost manipulat, are copilul acela înclinații deci, spre înțeles, a... Tu vrei să spui că astfel de expertize, nu, adică concluziile astfel de expertize n-ar trebui să fie puse la îndoială, pentru asta și există. N-ar trebui să fie puse doar că cu părere de rău, nu vă supărați și nu vreau să supăr pe nimeni, cumva experții de la noi din țară nu au acele instrumente de măsurare care să demonstreze cert că acest copil, că diagnoza este anume asta și nu alta. Deci ei cumva se bazează mai mult pe intuiții și pe alte momente. Dar totuși în joc această experiență, pentru că practic judecătorii ei se bazează
aproape 80% pe expertiza respectivă, pe rezultatele acestei expertize. Și dacă ele sunt incorrecte, atunci tu trimiți omul la 13 ani sau la pe viață în pușcărie. Colegii mei l-au întrebat pe Andrei, cercetat penal pentru abuz sexual asupra nepoatei sale de 3 ani, despre imaginile descoperite în telefonul lui. Haideți să-i auzim răspunsul. Eu am citit în dosar pe cum că ar exista o poză în care, la dumneavoastră în telefon, în care era copilul dezbrăcat și dumneavoastră în poză. Nu este o poză de asta, copilul și dezbrăcat. Este poză cu băietul, chiar mi-e cel scopit cu mine. Deci fel? Nu-i nimic dezbrăcat, acolo e tot îmbrăcat. Telefonul meu și-am ziua de azi, la trebuie să puteți intra să vă uita. Nu e nici o poză acolo, nici cu chele, cu nici. Acolo era și mama, era și mai toți mei că s-au făcut pozele împreună, nu era singură acolo. Dar iată, în dosar scrie că era o poză în care copilul era dezbrăcat partea de jos și dumneavoastră ați fi fost dezbrăcat în poza aceea. Ați nu este așa ceva. Sper să iei expertiză, trebuie să iei întrebările astea la mine. Cine i-a luat expertiză să vadă atunci la fața locului? N-ați dat nicio analiză? Nică. Vapșe nici nu m-a chemat, nici nu mi-a zis nică. Le-ați spus colegilor mei că ulterior sora lui Andrei a mai venit cu o cerere către judecători. Vă rog să ne vorbiți despre ce fel de cerere este. A venit cu o cerere de retragere a plângerii pe motiv că s-a împăcat. Dar asta nu este corect, că sora... Deci ea a vrut să-și retragă plângerea. Să-și retragă plângerea. Pe motiv că s-a împăcat, dar nu este corect. Mulțumim, Georgeta. Eu vreau să știu dacă tu cunoșteai despre acest fapt. Eu, în ziua și când a fost la mine, la cuvântiră, așa. Și eu zic că a fost să retras plângerea. După asta, Andrei a citat-o la... Dar ea ți-a explicat de ce a retras plângerea, ca să înțeleg. Să alerți că zic că nu-i vinovat. Ei cred că nu-i vinovat de nimic. Cred că eroina noastră îl iubește foarte mult pe Andrei și asta îi dă putere să lupte pentru libertatea lui, dar aș invita-o și pe ea să-și pună niște întrebări despre dacă ar avea copii cu el și dacă el într-adevăr ar fi vinovat și ar avea tendințe de a se comporta în felul ăsta. Dacă aș fi în cazul celor care fac ancheta, aș lua-o și pe ea în anchetă și aș da întrebări despre actul sexual care se întâmpla între ei, modul în care se întâmpla acest lucru, diferite deviații care puteau să iasă în proces din partea bărbatului față de ea, cât de des se întâmpla și multe alte chestii care cumva tot ar putea extinde tabloul ăsta despre viața sexuală a acestui bărbat. Care sunt șansele, după voi, a Silviei de a-și vedea iubitul acasă în curând? Păi, iată, ultima veste care am aflat-o pe acest dosar, că cu retragerea plângerii a venit sora, mama copilei și cumva ea nu cușa, ea a dorit împăcarea, să înțeleg, prin retragerea plângerii, nu știu ce s-a, dar este cert că împăcarea pe astfel de cauze nu este posibilă și retragerea plângerii nu va influențează absolut nimic mersul anchetei. Dar în momentul în care a venit practic mama acestei victime și-o dorit să-ți retragă cererea. Deci, posibil că au apărut anumite dubii și iată, asta totuși ar putea convinge instanța de apel să admită demersul unui avocat pentru o expertiză repetată sau pentru a fi efectuată o contraexpertiză, mai ales că acum avem un centru la Băl specializat anume pe aceste cauze. Și acolo cred că sunt specialiști foarte buni unde ar putea să facă lumină. Ori, pentru că această contraexpertiză, practic, ea ori întărește prima expertiză, ori o anulează pe acea primă expertiză. V-am auzit, Octavian, mersi. Eu sper că dacă viitorul soț e nevinovat, atunci dreptatea să triumfe. Dar dacă e vinovat, eu aș spune că puțin odată. Dacă într-adevăr e vinovat. Dar dacă e nevinovat, cred că acum la apel, dacă s-au făcut careva omisiuni în instanța de judecată, în ordine de apel, cred că undeva s-ar mai putea ceva de restabilit dacă sunt acele probe. Și țin de cererea din păcare prin retragere, asta nu înseamnă că doamna renunță la pretenții, că fapta nu a avut loc. Împăcarea asta înseamnă că eu cred așa, că sora a înțeles ce pedeapsă a primit fratele,
da? Și îmi dau seama că o depuși procurorul apel, pentru că de obicei așa se procedează. Și, sau câți ani ar putea să-i mai adauge la pedeapsă. Și cred că îi pare rău că fratele o să ajungă acolo unde o să ajungă. Dar dacă este nevinovat, atunci este de obligativitatea instanței de apel, instanței ierarhice superioare, să repare greșeala comisă de instanțele ierarhice inferioare. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.